Pace și bună ziua! Mă luat în surprindere. Cum am ștens camera și-o dat drumul să încurc și-am zis action. Am vrut să fac limbă de vițel cu praz, cu măsline, dar am descongelat altceva. Am crezut că e limbă. Și acum s-a schimbat foaia. Vă arăt, ca să vedeți că nu vorbim. Da. S-a schimbat foaia. Uitați ce flori frumoase avem aici, de toamnă. Uitați, eu am crezut că e limbă, așa, până punga de nylon care a fost, eu am crezut că e limbă. Și când acolo îi carne de porc. Deci, o facem altă dată. Da. Și acum, ca norocul, că am cumpărat aripi de rață. Vedeți? Aripi de rață. Și ca norocul că am luat și varză căiață, în paranteză, chel, cum zicem pe aici. Și acum facem așa, varză căiață. Dacă nu mai avem limba, asta e. Nu știu cum am crezut eu cu lui. Da, în sfârșit. Nici asta nu e o mâncare. E o mâncare chiar de toamnă. Punem cepe mai multe, fiindcă sunt mici. Natalia s-o distrează. A fost la teatru cu grădinița. Nu trage. Ok. Sunt mici, vedeți? Sunt mici și atunci facem așa să fie bine. Așa. Uite așa. Ceapa nu-i musai să o tăiem. O tăiem acum. Că vine acolo cu aripile alea și se crește. Am cumpărat un dovleac și chiar vreau să știu cum vrea copiii mei să-l fac. Cum vreți voi să-l fac? Pot să-l fac și cu aluat fragil, pot să-l fac și întins și cum vreți voi? Întinse ai mai făcut. Așa-i? Am făcut, dar m-am gândit să fac întins, să duc la fetele de la Ama cu galben. O zis chiar șefa că îi place foarte mult cu dovleac și cu varză. Varzacă. Dar acum deja, dar până la 3 sunt acolo, nu știu dacă termine. Înseamnă că nu-l fac astăzi. Să nu fac astăzi. Vreau să le duc și împart și cu ele și cu doamna care mi-a dat ardeiul. Vreau să îi duc și ei. Nu știu dacă îi place cu dovleac, dar eu i-aș duce. Natalia, închis ușa, l-a pus pe Mario pe geam. Uitați ce nas are Mario! Și ea stă și ascultă muzica ei. Cine deci Ciuciu? Ah. Muzica ei. Da. Așa. Arată câtă ceapă am aici. Și punem o lingură zdravână de un soare. Fiindcă așa iasă super. Dacă face poc. Ai zis tu. Ai spus tu dacă face poc, poc o făcut. Dar să vede că aia mare nu-i pusă bine. Acum. Așa. Acum da. Ce-o zis? O, liștere. Ai spus. Hai aici că eu nu mai am face acum. Face poc. Asta trebuie și asta. Uite, vezi că e aranjată. Da, doamne, să se ieftinească curentul, să ajung eu la plita mea.
Eu una zic că asta e provizoriu. Da. Ia, ia. Ce să spun? Asta e. Mai rău să nu fie. Că omul veșnic nu-i mulțumit. Ca să iau sare. Pune și puțină sare că o moaie. Așa. Nu știu ce poftă am eu acum, că aș mânca pite cu un soare și cu ceapă. Sincer. Odată a venit la mine ginele meu, Ovidiu. El lucra săracul până la... Lucra tot timpul. Deci el nu era acasă, mare lucru. Și... Nu știu cum să evit că a fost la noi, așa a fost zis. Și zice, mamă, ai ceva mâncare? Ovidiu, nu am acum, n-am făcut mâncare, zic, și nu ne-a rămas la sală. Dar zice, dar un soare ai? Am. Pune pită cu untură și cu un pic de boia. Bine. Și am pus pită cu untură și boia deasupra și am mâncat, Ovidiu. Și s-o săturat. Așa mâncau înainte. Dacă nu au găsit nimic, am făcut atunci imediat mâncare, ori mânca ce-o găsit, că a fost lănine, că a fost pâine cu unsoare, cu ce-o fost. Mama mea, când nu avea mâncare făcută, lua o roșie două, le spăla, le tăia și punea un pic de ulei, un pic de sare și mânca cu pâine și era sătulă. Am pregătit carnea. Poftă bună! Deci pită cu un soare? Vorbesc serios? Serios. Uite acolo ce face. Uite așa. Pită cu untură. Eu zic că poți să pui carnea, știi? Nu bine, așa carnița. Un pic de sare. Un pic de vegeta. Deci am pus apă până o dat pe staripioarele astea, să vedem cu apa asta dacă oferta lipine, bine, bine. Și când scade apa toată, pun puțină boia și atunci pun vază. Ok. Revenim. Bine mai încoace atunci. Deci a scăzut apa, carne o fier și acum
ea. Așa, acum pentru culoare, cum să zice. Aș fi pus și cartofi, vreo doi, dar n-am cartofi din aia care să... să fiarbă repede. Cu 7? Da. Nu știu cum e ardeiul în Germania, că n-am mâncat niciodată, dar știu să spun că Mirela se bucură dacă îi trimit ardei de aici. Piparcă, cum se zice pe la noi. Și când a fost acum soțul ei, a fost în țară și a zis câtă mine, mami, miroase a piparcă. Deci, nu știu, acolo nu este miros la piparcă. Știe Dumnezeu că n-am mâncat niciodată, nu știu. Deci am pus un ardei jumate și acum punem și varza crească. Doamne, ce plăcea la bunica mea. Și tot așa făcea cu ăsta salipi de rață. Tot așa făcea cu rață sau gâscă. Toamna mă refer, când gâștele alea sunt foarte grase, foarte fain, boboci de primăvară. Și cu așa ceva făcea, sincer, cu varză creasă. O lăsăm așa mai mare. Mai mărișoară. Dar nu o pui pe tătă. Hmm? O pui pe tătă. Da. Că și e puțină. Păi de ce ne-ai luat două? Ce să fie? Trebuia să fi luat două. Asta a fost 12 lei. Mm-hmm. Acolo în auz, prea varza asta, crea ce este peste tot. Foarte fain. Rață cu varză creață. Eu acum n-am cum să vă arăt, dar vine mai încoace să arăt. Că am pus apă până aici. Da. Vedeți? Și ea o să scadă. Și cu asta rămâne. Hai să mai pun un pic, ca să nu cumva să nu fie. Așa. Punem capacul, lăsăm focul mic. Mic, 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 mic. Așa. Aia și revenim. Da, ți-o dau. Chiar ți-o dau.
fost amestecată fel. Deci în varză asta nu a fost de fel amestecată? Nu. Cum am așezat carnea și peste carne am pus ardei, am tăiat ardeiul și până acum nu s-o umblat aici. Uitați, așa arată, scăzut. Și acum vă arăt că eu nu am umblat aici. Aici e carnea de jos. Vedeți? Acum aici arată carnea. Oi, oi, oi. Și așa o las, nu-i fac nimica. Eu acum curăț 2-3 căței de usturoi și pun o lingură, două de făină sau de amidon, nu știu de care îi pune, și dau torn aici cu un pic de suc de roșii. Și o leagă de suc de roșii. Nu știu dacă la Daci îi place cu roșii, chiar nu știu. Să pun, să nu pun, da, care pune, un gust. Pune, că o să aibă un gust bun. Și așa are gust. Ieri, ieri? Da, ieri. Gustă. A făcut și mami pe un pic de șunculiță, varză așa scăzută, varză dulce. Mamă, cât am mâncat! Și-o pus și roșii, adică suc de roșii. Așa de bun a fost. Super. No, mai pun roșii? Da, poți să pui liniștit. Deci mai pun? Da. Ok. M-a luat, dar nu-i mai lasă că m-am ascuns eu asta. Ce? Răzătoare. Ca să nu tai așa, știi, mă rog, să dau pe răzătoare. La mâncarea asta se potrivește de minune, cum să zice. Acum o pâine din aia din cuptor, așa caldă, faină. Da. Sau chiar și o mămăligă. Dar pâinea se potrivește așa, ca mănușa. Așa. Hai să dăm pe răzătoare. De pe răzătoare. Da. Deci, unul mai mare, unul puțin mai mic, unul doi mai mici puțin doi mai mic și unul mai mic. Deci, să știți câți căței de usturoi și la ce dimensiune. Am mâncat și o pită cu un soare și un pic de boiau. Mamă, ce bun a fost! Și eu am mâncat. N-ai văzut? O felie de pâine amoiată acolo, un soare cu... Deci, n-are rost. N-are rost. Deci, fix m-a amintit amintirile mele de mai de mult. Când ai fost tu mai tânără. Când am fost eu mai tânără. Acum ești bătrână. Când ceream la bunica mea din partea lui tati, pită cu un soare. Pită cu un dură. Eu pită cu un soare, ziceam. Da? Să-mi, da. Și ziceam, hai, nu faci pită cu un soare, că ea făcea, începea să facă mâncarea cam după masă, știi? Și nu aveam ce să mâncăm. Și ne-a făcut pită cu un soare, mâncam așa. Făcea după... când știa că vine fata ei de la serviciu sau nu, cine de ei. Nu, nu, nu. Pe la tati cremaia, că nu-i fata, pune ridică. Da, n-a crezut că mi-a luat cu ceapă. Nu, no, ai luat la bunica alea. Ok. Deci o luat chiuveta și noi ne-o ducem. Deci chiuvetă cu mască, cu oglindă, foarte ieftin. Dar nu știi cât? 280 și ceva de lei. Deci o lingură, două, de făină. Hai. Și acum ar trebui să mă duc eu până sus, să
să aduc sucul de roșii. Dar nu aș pune. Da, eu zic că dacă dă gust bun. Ascultă-mă, că eu am mâncat la maică mea. Știi ce? Mamă și Natalia au mâncat. Mă stați că mă duc. Natalia, ce faci, mama? Ai babă. Aici. Mai este apă. Apă? Vrei apă? Nu, e apă. Nu, hai. Nu, hai. Deci, ai pus apă? Am pus apă, că n-am avut. Acum am. Ăsta e sucul meu adevărat. Uitați cât e de gros. Foarte fain. Nu mă încet. Nu mă încet, dragul mami. Vrei o gură de suc din ăsta? Mm. E foarte bun. Mm. Ok. Hotărât. Hotărât nu. Aici nu i-am descurcat. Nu am descurcat. Acum... Dar mai pun, nu e fundul roșii. Nu trebuie să mai pun. Stai să vedem. Nu am funcțat pe mine. Numai unul. Unul a venit momentan. Noi mei abonați nu știe despre țânțar povestea. Ți-am adus aminte de țânțar. Hai să vă spun o poveste cu țânțar. Fiindcă asta e un bonus pe lângă mâncare. Deci era pe timpul lui Ceaușescu, care trecea granița flauduros. Fugeau, cum să zice. Și s-a dus și un vecin de-a nostru, care era mai micuț, mai slăbuț, și el și toată familia lui erau așa. Și le-a pus numele Țânțar. Proleca lor. Da. Le-a băjucurit. Țânțar. E poreclă, nu că e o bajucărie, așa e poreclă. Da. Și o fugi granița, le-o prins, le-o băgat la închisoare, le-o închis 5 luni sau 6 luni, cam așa. Și, nu, s-o eliberat oamenii. Și lângă noi era un birt, dar era și cofetărie acolo, deci se vindea și prăjituri. Și era lângă noi, chiar pe colț. Și mă întreabă vecinul, l-a chemat Feri Baci, era ungur. Eram cu fetele mele de mână, erau micuțe, 4 ani, 5 ani. Și mă întreabă, unde te duci? Și eu zic, la noi, la birtul ăla se spunea Prahova. Așa îi se spunea Prahova. Și m-am dus să le iau prăjitură, suc. Și, cum spun, m-a întrebat că unde mă duc. Și eu îi spun, mă duc la Prahova. Între timp, un domn era pe bicicletă, vecin, m-a trecut cu bicicleta pe stradă. Și acum vecinul aude ce spune Feri Baci câtă mine. Unde te duci? Mă duc la Prahova. Lasă, nu te du la Prahova, că a ieșit un țânțar din pușcărie și e plin de țânțari acolo la Prahova. M-ați înțeles? De ce a ieșit săracul om din închisoare? Și tot faita lui, eu știu cine a mers la birt să chefuiască, și vecinul m-a spus, nu te duc, că a ieșit un țânțar din pușcărie și-i plin de țânțari acolo. Săracul om, care era cu bicicleta, așa s-a uitat. O auzit și zicem noi, o întors capul, el pedala și o întors capul și se uită pe noi și am arătat în puf. O dat cu bicicleta
Într-un stâlp. Stâlp de curent din ăsta telegraf. Cam așa s-a întâmplat cu țântarii noștri. Deci nu-i poveste sau să fie vag. Așa s-a întâmplat, a ieșit un țânțar din pușcărie și era plin de țânțari. S-o fi gândit săracul om, dar ce vorbești ăsta? Dar vecinul ce s-o fi gândit? Merea asta acum cu copiii acolo pentru țânțare era bieț. S-a chefuie țânțar. Cu ieșit un țânțar de pușcărie. Da. Da, las că e fain. Nu vezi țânțăroii ce fac? No. Da. Da, e că acum iarna intră în pușcărie și după aia vara ies afară din pușcărie. Nu știu ce să fac, să las așa ca un sos. Mai pune, ai pus tătul da, sosul ăla? Da, am pus. E cam prea acru. Dă să gust. Unghi. Aici ai lingura ta care ai gustat. Dacă știu eu știu. Mai trebuie apă. Mai e prea... prea gros. Nu-i gros, dar e prea acru. Nu știu ce prezentare îi face eu, că așa bine ofer cât noi am stat acolo, că o căzut carne după os. Nu-i bai, că e fiartă, e faină. Punem și puțin, ia asta lingura. Punem puțină vegeta. Vegeta? Da. Acum cred eu că e mai bine. Asta e o varză pe rață. Cred că aici, uite, e așa. Deci eu nu știu ce prezentare o face, eu nu știu ce îi pune pe farfurie, cât numai oasă văd pe aici. Uite. Wow, să fie bine. Da. Am neglijat eu. Cu florile. Cu florile, clar. Asta îi o varză creață sau un chel, care cu povești, cu țânțari da. Și cu floricele care am pus acum de toamnă. E, floricelele separat. Da? Da, separat floricelele care... Nu, nu-i cu ăsta, ăsta e separat. Nu? Da, acum ai bine. Hai că vrei să duc și eu. Să văd. Stai să văd ce aici. Eu aici fermentit de pisacă. Ce mai trebuie? Frunză de pătrunjel, de mărar, de liuștea. E bun. Eu îi dau frunză, se poate pune. Eu pun. Poți să pui o frunză dacă ai de pătrunjel. Că pătrunjelul dă gust. Uite ciuciu cum vine. Îi trebuie osul, dă-i osul lui. Dar vezi că nu-l ia. Nu, nu-l ia, e cu minte, el e cu minte. Numai dacă îi dai atunci. Eu cu cuțetul ăsta nu știu să tai. Nu știu de ce. De ce nu ai atâtea cuțete acolo? E, dar ăsta a ajuns. Păi nu. Ce fain arată florile de toamnă. Super. Amestecăm.
chiar îmi pare rău că e carnea în halul ăsta. Știți cine e cel mai fericit acum? Soțul. E carnea moale, fare. Oh, pentru el e bine. Pentru el e bine? Pentru el e foarte bine acum. Aici. Ok. E ok. E ok. Mă sunteți parte. Nu, bun. Faci prezentarea? Da. Facem prezentarea și continuăm floricelele noastre pe partea cealaltă. Am terminat. Până noi am avut de lucru cu florile. O fier carne prea tare. O rămas numai carnea fără os. Cam așa. Deci n-am ce să vă arăt ceva întreg, că nu-i nimic întreg. Varza e și foarte faină. E o varză minunată, gustoasă. Puteți să vă dați seama dacă îi varză creață cu aripi de rață. E foarte fain. Atât am avut de spus. Ați văzut pas cu pas cum am făcut. Sper să vă placă. Dacă vreți să puneți suc de roșii, puneți, dacă nu, e bun și fără sucul de roșii. Dacă vreți să puneți făină, puneți făină, două linguri sau puneți amidon. Sau nu puneți de fel, nimica. Deci asta rămâne la aprecierea dumneavoastră, cum vă alegeți. Vă dorim numai bine, pace, la revedere! Oh.